Avem suntem la fazul unor distanțe și măsuri de unghiuri pe fețele sau în interior corpului studiat. Adică am mai făcut treaba da, asta. Da. Facem probleme. Problema 8 era pagina 187. 187. În ipoteză avem paralelizări dreptunghi A, B, C, D. A, B, C, D. A prin B, prin de prin C. A prin B, prin C, prin de prin de prin. Are A prim egal cu 8 cm. A, A prim egal cu C. Deci și A prim C prim. A prim C prim. Egal cu 8 egal cu 3 cm. 8 egal cu 3 cm. Calculați. În concluzie. Amin. Are triunghiului A, A prim, C prim. A, A prim. C prim. C prim. A prim. Măsura unghiului. Unghiului A, C prim, A prim. A, C prim, A prim. A unghiului. Și C, distanța de la vârful C la diagonala A, C prim. Distanța la C, la... A, A, C prim. A, C prim. Asta. V-ați gândit vreo pic acasă, v-ați gândit loc. Adică nu tu, nu mama, tu mi-o. Da, știu și ziua asta că spune, asta e făcută. Știi de ce am spus asta? Că am făcut-o cu Adi și simplu, destul de simplu. Da. Și de ce te-am întrebat dacă te-ai gândit acasă? Că pot sigur ai fi făcut-o. Vrei să o facem aici, o facem. Așa, satisfacția asta, să o facem aici? Fiindcă e deja făcută da, în film. Da, să o făcut-o cu Adi. Sigur că da. Nu faci sigură. Și găsești făcută dacă... Este un prilej, dacă chiar nu vrei să-ți pui mintea la treabă, un prilej de atâta și tu pe film. Okay. Și le-ați făcut pe toate? Oare? Vreo trei. Ah, nu le-ați făcut pe toate. Haideți să facem atunci cu finalul. Să începem cu finalul și... Primele trei. Da, da, da. Primele trei înseamnă că le găsești pe film. Dacă tu nu știi să faci sigură, da? Ai, nu să... E foarte sigur. E foarte sigur, corect. 31 de la pagina 189. 39. În piramida parcoadelor regulat în ipoteză B, A, B, C, D. Studiindu-ți acum reacția, spun așa, că nu ai fost atât de entuziasmată de propunerea mea. Da, da, pentru că e sigur și păcat să nu încerci. Deci, hai să zicem în ipoteză. B, A, B, C, D, piramidă patrată regulată. Piramidă. Patrată regulată. Patrată regulată. A, B, egal cu 8. A, B, egal cu 8. Și area lui B, A, B, egal 20 cm. Area lui B, B, A, B, egal 20 cm pătrați. 20 cm pătrați. Calculați. Amin. Distanța de la vârful B la planul bazei. Distanța de la vârful B la planul bazei. La A, B, C, D. La A, și B, tangenta unghiului format de o unghie laterală pe planul bazei. Tangenta unghiului format de o unghie laterală, adică a lui VA, așa. Cu planul bazei. Să luăm... Mai bine facem figura și ne dăm seama. Hai! O să menționăm unghiul care vreau autor. Așa, da, o piramidă patrată regulată, ce înseamnă asta? Facem un rom. Da, deci baza este un pătrat pentru toți prietenii noștri, da? Baza este un pătrat. Și știm bine, nu? Mică unde la intersecția diagonală de călățimea. Și, adică toate unghiile sunt egale, triunghiul isoscele. Da. Așa.
Numai aici putem vorbi de apotemă, știm bine ce înseamnă apotemă, înseamnă... Ce apotemă? Înălțimea pe o față, așa. Așa, una de fețe. Înălțimea pe oricare de fețe este aceeași dintre două complete. Deci A, B, C, D. Și s-a vorbit de V, A. Da? Asta un pic mai sus. V, D. V, A. V, C și V, B. V-ul aici. Și acum tangenta formată de V, A, am zis noi. Se vede VC. Mai bine se vede VC, parcă, decât V, A. Da, și VA se vede foarte bine, da? Tangenta formată de V, A cu planul bazei. Care crezi tu că este cu planul bazei? VA cu planul bazei. Adică ar trebui să-ți amintești ce înseamnă... E V-O-R-U. Cu? E V-O-R-U. B? V-O-R-U. Tangenta, deci, domnul profesor. Care-i unghiul mai întâi? Dintre ce și ce? Dintre V-A și planul bazei. Tangenta dintre... Nu vreau noi rezolvăm acum, căutăm, nu am luat. Dintre V-A și planul bazei? Da. Păi, latura comună... Nu? Dar trebuie să te gândești la următorul lucru. Care este unghiul pe care o dreaptă îl face cu un plan? Deci, dacă am... Un dietru, nu? Dintre două plane. Două semiplane. Dar dreapta, unghiul pe care îl face o dreaptă cu un plan. Uite, asta e dreapta. Și vreau să faci, să descoperi unghiul pe care îl face dreapta cu planul acesta. Cum faci? Cum găsim unghiul? Păi, luăm un punct de pe dreapta, coborâm perpendiculară și unghiul ăsta este făcut dintre, nu, dintre dreapta respectivă și locul de a înțepat ea cu semidreapta asta, să zic așa, care trece prin piciorul perpendiculare și prin locul de a înțepat. Prin două puncte distincte, trece o dreaptă și mai una. Deci, nu e vorba de așa un unghi aiurea, ci neapărat trebuie să duc o perpendiculară de pe dreapta respectivă. Aha, în cazul nostru? De pe dreapta respectivă, despre VA, de pe dreapta asta, dreapta asta VA, treci prin VA. Dar duci și mai mult așa, da? Da. Îți apă planul chiar în, chiar în A și ea continuă. Ei, care este unghiul format de dreapta? Unghiul format de această dreaptă cu planul bază, spuneam. Că ar fi, nu, e obligatoriu, să nu pun de pe dreapte. Pe VO e perpendiculară. Asta! Avem deja pe VO perpendiculară pe plan. Și care e unghiul format atunci? Avea cu O. Așa cu O. Avea O. V-A-O. V-A-O. De ce tu ziceți la V-O? E V-O dus pe nu, 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 unghiul pe care îl face dreapta cu planul bazei. Este. Și A-ul e perpendiculară pe planul bazei, tot profesor. Deci, diagonalele pătrate sunt perpendiculare. Sunt întâmplat să fie și perpendiculare. Dar pe mine, eu am privit strict ca probleme de sine stătătoare. Câte vreme te interesează unghiul pe care îl face o dreaptă cu un plan, trebuie să descoperă acest unghi format dintre dreapte și duci de pe dreapte, e un punct, duci perpendiculară pe plan, dintr-un punct exterior perpendiculară unică, pică undeva și unde ești punctul nu înțepat, dreapta nu înțepat planul, cu piciorul perpendiculare, și atunci unghiul făcut de dreapte și cu AO, A fiind cu locul de înțepat planul, iar o piciorul perpendiculare dusă, nu? Piciorul perpendiculare dusă dintr-un punct al dreptei pe plan, ăla e unghiul. Care ar fi unghiul făcut de VB cu planul? VBO. Sigur, VBO. Și VC cu plan, VCO. Acum ai înțeles ce înseamnă pentru fiecare dintre unghiuri,
Datorită faptul că figura asta, piramide parcate regulate, unghiile sunt toate de aceeași măsură. Ești agenta unghiului scrie în BAO. Atunci vă spune că agenta unghiului B, A, O. B, A, O. Asta. Că noi nu știam din figură cum vă tace și cum. Deci, când v-ați explicat asta, deci vedem că V-O e perpendicular pe ABCD. V-O e perpendicular pe tot planul, da? Da. Și noi avem de aflat AB și ABCD unghiul. Unghiul format de o dreaptă AV. Așa e ca, așa ne hotărâm noi. Da. Dar, în general, când mi se cere să găsesc unghiul pe care îl face o dreaptă, asta, asta așa, cu un plan, eu trebuie să văd unde înțeapă planul, unde se intersectează dreapta cu planul, iau de pe dreapta asta un punct, noi l-am avut de așa, pe V, și cobor perpendicular, le-au mai sus, mai jos, n-are importanță unde le-au, pe dreapta asta așa. Da, V nu e punctul care se intersectează cu planul. V nu este punct. V este un punct de pe... Au este un loc unde înțeapă dreapta planul, da? Ne intersectează dreapta planul. Și pe dreapta respectiv, iau un punct. În cazul nostru, V. Duc din V perpendicular. Era dusă. Era dusă așa. Și unghiul pe care îl face dreapta cu semidreapta de lung de un țepat până la piciorul perpendiculare. Deci asta de jos din plan. Asta e unghiul pe care îl faci de altă cu toată. Dacă e mai sus, nu se întâmplă nimic. Doar unghiul astea sunt... Asemenea, unghiul ăsta nu se modifică. Corect. Da? El rămâne constant. Nu are importanță. Unghiul sunt asemenea. Raportul de proporționalitate te conduce la aceeași valoare. Dar la fel de timp era și din A. A o era perpendiculară, nu? Deci din A. Sunt perpendiculară. Pe cine? Pe unica perpendiculară pe plan. Nu, din locul în care am înțepat, n-ai ce face. Este un alt punct. Un alt punct. Un alt punct de pe dreapta respectivă, din care cobori perpendiculară și unești pe punctul unde o înțepat, în cazul nostru a unde a înțepat. Unde a înțepat. Cu piciorul perpendicular. Și așa găsești semidreapta aceea. Și asta e unghiul format de. Vezi că VA, dacă ar fi umbra, AC, dacă ar fi umbra lui VA. Da. Da? Așa trebuie să înțelegi. Da. Înțelegi? Bun, hai să facem punctul. Hai să facem punctul. Ce spune? Distanța de la B la plan. La ABCD. Care distanța la B la ABCD? Păi avem că B o e perpendicular pe ABCD. Păi, și dacă ai de o perpendicular pe ABCD, ce e? De la V la V. Păi V-o. Păi V-o. Deci se pune problema la punctul alfa fix, găsim V, O, egal cu 5. Ce este un problemă? AB, O. Știm pe AB, V-o. Da. O. Și știm care are un plan. Lu V, A, B. Deocamdată, dacă știi pe ăsta de 8, ce aș mai avea? Nu știu și pe AO. AO, o știm. Tot ce este o planitate în 2 și aici este o planitate în 2 pe 2. Deci AO, hai să zicem AO, este egal cu 4 radical din 2. Aria lui cum... Nu degeaba. Ducem perpendiculare din punct pe AB. Din V pe AB, oare nu se pice? Pe mijloc, că e sus. Sigur că da. Și o aflăm. Și apoi aflăm... Eu să știm și asta, o aflăm și pe asta de aici. Hai să ne facem planul totuși. Hai să-ți bine, vedem ce facem, dar simți pe aici, deci nu degeaba ți-o dat aia. Da, exact. Din A, din minuna, pe A, fac pe V, A. Corect, V, A, da. Da? Da. Dacă vei ști pe V, A... A, da, V, e bază ori înălțimea. Da, ia B ori înălțimea, cum ai spus, aflăm înălțimea. Dar ia potema, dar, apotema, foarte important ca precizat, ca idee de precizat, că știm apotema.
Adică vâmând, să zici mai da, vâmând, mă să o află. Vâmând. Și de-ai clipa în care știi pe vâmând, știi și pe a mând, că jumătate nu poți să o afli pe vâa, nimic. E de tabără. Da. Și dacă știi pe vâa și pe a o... Aflăm imediat tot. Aflăm pe vâa. Da, iasă. Deci planul de lucru e făcut. Începem. Aria lui Vâna, egal cu 1 pe 2. Parcă nu mai zic. AB, nu? Da. AB, ori Vâna, pe 2. Și adică e egal cu 1. Ai Vâna, ori Vâna, supra 2. Vâna, supra 2. Supra 2 și egal cu 4. Vâna. Dar ea o știm. Și o știi de gama din soarte. 20. 20 și atunci tot cred că vă mă. E 5. Vă mă egal cu 5. Și de clipa care știi pe vă mă. Deci între unghiul V, A, mă. Trebuie să-l vorbim de acolo, cu 2 egal cu 16 plus 20. Egal cu 16. 16 plus 25 este egal cu 41. Iar de vreo la simplu, este egal cu 41. Și acum trecem în triunghiul VAO. În triunghiul VAO. Deci în triunghiul VAO avem AO e 4 radical din 2, vă știm. AO egal cu 4 radical din 2. Și VO avem aici și atunci înseamnă că... 41 minus VO. VO egal cu radical din 41 minus, da, minus 16 minus 32. Minus 32. Deci VO egal cu 3. VO egal cu... 9, 3. Și iată că am răspuns la punctul anumite. Pe mic, hai să zicem așa. La pe mic. Acesta lucrul la O. Da. Păi le știm pe toate. Știm toate acolo, nu? Aplicăm pe amena. Tangenta egal cu? Tangenta egal cu cateta opusă pe paratura. Ai avut un moment de nesiguranță, da? Exact. Nu se mai putem. Este excepțional să fii de acord acum cu mine, să încerci să fii de acord cu mine, pentru că sunt momente de acestea, iată, dacă intervine o pauză numai din câteva zile, parcă ai venit din altă parte. Antrenamentul pe care îl aveai și starea de bine care o aveai era altă înainte de vacanță. Săptămâna s-a instalat. Asta e matematica, antrenament. Deci, cu ocazia asta, voi să ne fac o repetiție. Sinusul, ce este sinusul? Cateta opusă pe ipotenuză. Sinusul e cateta opusă pe ipotenuză. Și cosinusul? Cateta opusă pe ipotenuză și asta și... aveam nevoie limitită ca să stau seama. Sigur că da, sigur, tocmai. Dacă facem un pic... Trecea, ce ți-am spus eu? Sinusul. Cateta opusă pe ipotenuză, cosinusul alătura pe ipotenuză, cele două sunt mai mici ca unul. Și sinusul și cosinusul, că e raportul între catetă și ipotenuză. Cateta e mai mică decât ipotenuza. Deci, încă ceva, dacă vreodată într-o problemă îți va da un sinus sau un cosinus mai mare ca unul din calcul, sare sus. Mai am venit și undeva. Nu se poate valoarea unui sinusul unui unghi să fie un frumos sau un cosinusul mai mare ca unul. Totdeauna mai mic decât unul. Iar tangenta este cateta opusă supra cateta alăturată și noi am făcut-o și este sin pe cos. Corect. Da? Că sinus avea, ipotenuza se simplifică. Da. Și vine cateta opusă sinus pe cos. Sau a crescut cateta opusă pe cea alăturată. Iar cotangenta e alăturată pe opusă. Una e inversa celălalt. Deci, ușor, ușor, se amintește și o serie de lucruri. Că sin pătrat plus cos pătrat, ia să punem minte. Sin pătrat de unghi alfa, plus cos pătrat de unghi alfa, e dat totdeauna cu 1. Știi de unde vine asta? De unde vine asta? Din teoria lui tabără.
Sinusul cu cine este egal? Hai să zicem sindea dintr-un triunghi, care vrei tu. De să luăm o triunghi de triunghi, așa? M-am dus aici pentru că, uite, m-am întâlnit cu un lucru. M-am întâlnit cu faptul că ai fost nesigură pentru un moment, pentru fracțiune de secundă. Și atunci încep să lămuresc, să legăm aici o problemă și termină și problema noastră. Da? Deci triunghiul de triunghi A, B, C. A este ipotenuza. Asta cu pentru, să amintești cum mă trag la urmă. Și ce mic, da? Și hai să ne uităm la unghiul B. Sin de unghiul B egal cu cateta. Sin de unghiul B e cateta opusă. Totdeauna este cateta opusă. Ipotenuză. B supra A, da? B supra A. Cosinus de unghiul B egal cu ce supra A? Ce supra A? Și tangenta unghiului B. Tangenta e cateta alătura, cateta opusă. Deci B supra C. Așa, opuse. B supra C. Care mai poate fi scris egal mai departe. B pe A supra C pe A. Eu mai pot scrie și așa. Și am ajuns, iată, B pe A care e sinus, mai pot scrie. Și egal cu sinus de F, supra cos de F. Iar cu tangenta unghiului B, așa egal cu cât va fi, și tot mai bine cos de B pe sin de B, supra sin de F. Sin de unghiul B, pentru că e C pe B, da? Ce supra. Ei, cu ocazia asta ne-am amintit așa ceva. Și dacă mă duc acolo și locuiesc, iată, sin pătrat de B, uite ce fac. Tu știi teorema lui Pitagora, cum se zice teorema lui Pitagora? Pătratul ipotenuzei egal suma pătratelor catetelor. Adică ar fi că B pătrat plus C pătrat egal suma pătrat. B pătrat plus C pătrat egal suma pătrat. Și împărțim totul prin A pătrat și ce devine? B pe A totul la pătrat plus C pe A totul la pătrat egal cu 1. Adică, B pe A este sinus, de sinus de unghiul B, sin pătrat de unghiul B. O zic tot la pătrat, la funcție mă gândesc eu, de la pătrat, plus cos pătrat de B. Egal cu 1. Asta și teorema fundamentală a figurilor exerită. Da? Teorema fundamentală. Sin pătrat de unghiul, plus cos pătrat de același punct, teorema face 1. Când se bazează, repet, teorema Pitagora de tot trei drepturi. Ne trage la problema noastră și noi am avut aici de tot. Tangenta lui V, A, O. Și zicem tangenta unghiului V, A, O. Egal cu cateta opusă, adică ce? V, O, să scriu și relația V, O supra. Adică A, O. Și egal mai departe cu V, O, câte ai zis 3. Supra A, O, care este? 4 radical din 2. 4 radical din 2. Și egal cu 3 2 pe 8. 3 radical din 2, totul pe 8. Și terminat problema. Ce a fost noutate aici? Până ne-am încălzit un pic. Ce lucruri ne-am amintit cu ocazia asta? Eu zic că destul de multe. Mai întâi am vorbit de ce s-a întâmplat de 4 latere regulate. Toate laturile poligonului de bază sunt egale, unghiile sunt egale. Și de ce unghiile sunt egale? Ne zici? Care este cuplul AO e congruent cu cuplul OB, e congruent cu cuplul OC? Adică el ajunge acolo vreodată, pentru că cuplul OO și OC cu OD cu OB și cu OB, da, sunt toate egale. Și atunci triunghiurile VOA, VOB, VOC sunt egale și asta te duce, sunt trepturnice congruente și duce și ipotenuze sunt congruente, ipotenuze care sunt mai mici. Triunghiurile sunt triunghiurile isoscele, nu? Am o chestiune care am avut-o aici. Apoi,
Am... Aici, cu tangenta, a fost interesant. Tangenta... Unghiul format de o dreaptă cu un plan. Asta a fost chestiunea care te-a surprins, nu? Unghiul format de o dreaptă cu un plan. Cum anume se găsește? Ne interesăm unde înțeapă planul. Stop, ai un punct. Ei de pe dreaptă. Ne interesează locul sau punctul în care dreapta intersectează plan. Dreapta intersectează plan. În cazul nostru a fost A. În cazul nostru, punctul A. Da. Luăm un punct la întâmplare de pe dreapta. Și coborâm perpendicular. Deci facem proiecția. Da, proiecția ortogonală. Luăm un punct la întâmplare de pe dreapta. Altul decât punctul care îl separat. Uh-huh. Da. Și ducem perpendicular. În cazul nostru, zic că a fost vorba de V. V-O. V-O îi... Perpendicular ca adusul. Atunci, unghiul format de dreaptă cu... Nu buni pe acolo și atunci pe unul e... Așa. Știi tu ce reprezintă AO? Perpendicular. AO e reprezintă proiecția lui VA. Deci, segmentul VA... Pe plan? Pe plan. Umbra pe care o lasă el, proiecția exact. Punct cu punct. V s-a dus în A. Un punct mai jos s-a dus în pe aici pe undeva. Unul mai jos s-a dus pe aici pe undeva. Deci, practic, tot V-A, adică toate punctele de pe V-A, își găsesc corespondent. E o funcție asta. Da? E o funcție. Pe AO acolo, nu? Pe AO. Deci, proiecția. Imaginea, nu? Da, da, imaginea lui V-A. Și se interpretează așa, proiecția, proiecția lui A pe, lui VA, VA pe planul A, B, C, D. Deci proiecția lui VA pe planul A, B, C, D este A, O. Cu alte cuvinte, mai corect ar fi spus așa, este unghiul format de dreapta respectivă cu proiecția pe plan. Cu proiecția. Cu proiecția dreaptă pe plan. Nu? Da. Deci, ce înseamnă unghiul format de o dreaptă cu plan? Este unghiul pe care îl face dreapta cu proiecția sa. Proiecția sa. Mai impropriu spun că dreapta se proiectează. Da. Semidreapta s-a proiectat. Semidreapta AV s-a proiectat pe plan după AO. Și atunci, unul ăsta e unul, format de cele două semene. Da, e mult mai ușor. Dacă cu ocazia asta am pus la punct și înseamnă se proiecția unei semne drepte pe un plan. Da. Bun. Că noi am luat-o mai sigur, proiecția unui segment de pe dreapta. Pe V, A. Proiecția pe plan al lui VA este AO, dar al lui VB. OB. A lui VC e OC, da? Umbra. Și atunci totul este clar. Ăsta e unghiul format de semne dreaptă cu plan. Da. 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 Deci am văzut aici și puțin. Te dă lumea trece. Da. Deci, întotdeauna, ori de câte ori se zileze o slăbiciune undeva, am să încerc ce să fac? Să desfac pe orizontală, încât mai multe lucruri să ne amintim, să reușim să punem un mesaj, probabil nu s-a auzit, că doar nu e regulă, cineva le urmărește. Am uitat să o... Bila nu urmărește. Ce? Bila nu urmărește. Ia să vedem. Problema 28. Deci 28. La 89. La 89. Care sună? Nu-i poate doamnă așa. Piramida patroaderă regulară. VA, BCD.
Deci V, A, B, C, D. Și la mine toate acelea. Patru la teră. Regula teră. Este gata în mintea noastră figura de mente. Corect. Are înălțimea de O egală cu 5 cm. 5 cm. Și la corabazei AB egală cu 10. AB egală cu 10. Calculați. În concluzie. Amin. Măsura unghiului ghierbu format de fețele V, B, H cu ABC. Măsura unghiului format de fețele V, B, H cu ABC. V, B, G, U, A, B, C. Măsura unghiului acesta. Unghiului ghierbu, da? B. Distanța de la centru bazei O la fața laterală V, B, G. Distanța de la O, O. La V, B, C. La planul V, B, C. Așa? La fața laterală. Distanța de la O la fața laterală, da? La V, B, C, da? Da, la lucrul plan. Așa. Și ce? Lungimea proiecției unghiei VA pe planul bazei. Lungimea proiecției. Tocmai ce am zis mai înainte. Exact, la care știu. Da. Lungimea proiecției. AO, da. AO. Exact. Tot am discutat. Deci. Proiecția lui VA. Proiecția. Lui VA pe planul bazei. A. Pe planul A. B, C, egal cu A, O, A, o și egal cu cine. Asta ți-a spus. Da. Da. Păi, hai să ne-am făcut treabă repede. Facem de o figură. Spuneam că cineva care tot ne urmărește, domnul acela de la Iași, da. A semnalat că am avut o lecție 1090, nu știu cât, 1093, parcă, și am făcut acolo o chestie de o sumă de pătrați sau un pătrat cuprins de două numere și nu-i ceva clar acolo. Și am legat problema aceea în lecția 124. Și am făcut o corecție. Zice, reveniți și spuneți acest lucru ca oamenii să înțeleagă el. Da? Sper să... m-am rugat să vină când, cu precizarea. Când suntem aici la lecții, că eu așa eram la volan, nu prea am înțeles exact la lecții și ne-am plătat. Și atunci m-am bucurat terribil de mult, pentru că se poate, există riscul să se trecoare chiar dacă suntem în timp 4-6 ori. Dar în casă, aștept, zice că am revenit. Da, 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 dar trebuie să se faci mențiunea asta, că ați reluat, eventual înscris acolo, ca cei care... Da, chiar Domnul poate să facă mențiunea pe comentariu. Și așa, și așa, rugăm să o facă. El a descoperit. Exact. Pe comentariu. Fac comentariu și atunci ajută pe cei care urmează lecția. Exact. Că noi, de făcut lecție, în lecție, nu știu dacă ne mai putem întoarce, că ea e trimis pe... Exact, dar pe comentariu se poate. E dovadă și a calității, a interesului pe care îl manifestă. Da, și dorește lecții de lecții. Și contribuții directe în stabilirea adevărului matematică. Pe comentariu? Da, adevărul matematic la 1. Păi... Da. A, B, C, D. O. Spuneam și altă dată, este major cu ceea ce facem noi aici, pentru că e la prima citire, nu decizăm... Nu decizăm de acasă, nu decizăm de acasă, da, da. Și există riscuri. Da. Versus domnul. Da, ve. Bun. Prima chestiune, V-o știm. AB 5, V-o e de cine? Hai să vedem unghiul făcut de VBC. V, B, C, da. U, planul bazei. A. Pe latura comună IBC. Sigur că da. Deci eu voi veni cu dar din A, B, B, C. Deci unghiul ghietul este treaba autor, nu? Da, trebuie să ducem două perpendiculare. Una de aici, una de aici. Deci două perpendiculare. Una din A pe BC și alta e în pe BC. Deci,
trebuie să găsim noi un punct deștept și ridicăm în cele două semiplane perpendiculare. O semi, o semidreaptă în planul de BC. Deci de BC găsim un punct deștept. Așa, așa. De BC, așa e zis, da? Care e punctul deștept? Care e BC. Hai să vedem. Dar nu ce pe perpendicular din V pe BC, cade în mijloc. Din V pe BC, intră în mijloc. Sigur asta, da? Da, deci ai garanția că V mă e perpendicular pe BC. Și ce mai e V mă? Deci V mă e perpendicular pe BC și de ce? Și de șapotemă. E șapotemă. Așa. Și A mă e perpendicular pe BC. A mă... Păi știu că AB cu BC sunt congruente. Tu crezi? Acum ne trebuie neapărat în M. Deci în M ne interesează, dar tu se în planul ABC perpendicular. Sau în planul ABCD. ABCD. Păi în ABCD. În clasa ABC însă ABCD. E același plan. Ori zic ABC, ori zic ABCD sau zic BCD. Trei puncte, trebuie să zic, din planul ăsta. Sau zic, altceva era să spun eu, dar nu mai spun, un alt plan. Tot, un alt punct, tot același plan. Poți zic, A, B, O. Și O, O, M, E perpendicular pe BC. Are? O, M. Ce te faci să vezi? Păi, O, M, E perpendicular pe BC, pentru că A, B, E perpendicular pe BC și O, M, E paralel cu A, B. O, M, E paralel cu A, B. Hai să zic și din motivul ăsta, dar azi și prea din alt motiv. Trebuie mai să-l trebuie perpendicular, nu? O? Reciprocă. Reciprocă. Chiar reciprocă este. Fiindcă V, O, hiperpendicular pe plan, V, M, hiperpendicular pe o dreaptă din planul ABCD. Atunci O, M? Atunci O, M, hiperpendicular. Și? Deci reciprocă. Tu de asta fugi, de asta. Deci ai avut dreptate, ai avut dreptate că paralelă, ai avut dreptate că... Dar eu aș fi vrut-o pe asta pentru că suntem aici. Da? Care e numiul? Ce lucru? A, e O, M, V. O, M, V. O, M, V. V, corect. Unghiul diedru, da? Dintre cele două semiplane, VBC și ABC, este unghiul V. Deci aici e egal măsura unghiului V, M, O, da? V, M, O. O și calcula? O și calcula, da, da, da. Știm că V, O e de 5. Deci, V, O e de 5, da? V, O e fă de 5. V, O e fă de 5, corect. Deci măsura V e de 45. Da? Așa vede, da? O, M, V, că măsura... Pe primul acela între tu e isoscel, da? Da. Măsura lui. O, M, V, egal cu 45 grade și termenul. Corect. Acum, distanța de la O, la planul V, V, G. La O, la V, V, G. Păi avem cu O, e perpendicular în V, G. Dar cum se calculează distanța de la un punct la un plan? Nu, ce cum să... Trebuie să fie o dreaptă din O, perpendicular pe două drepte de congruență. Deci o dreaptă plecată din O, trebuie să fie perpendiculară pe planul VBC. Da. Și locul unde e țeapă, de acum lungimea acelor segment din O... Facem o perpendiculară din O pe bună. Poate să fie acolo bună? Vedem. Ai un motiv? Ai niciun motiv. Dar o scade în mijloc perpendicular asta. S-a întâmplat să pici în mijloc pentru că ai tu motive. Că trebuie V, O, M este isoscelezi, nu? Da. Și atunci, perpendicular adusă din nou, știi sigur că pică pe mijlocul lui. Știu sigur că lui perpendicular pe bunul. Hai să notăm cu un punct. Cu cine mai vrei? Cu R, pe R. Dovedește că V, că O, R, e perpendicular pe planul ABC. V, O,
Păi avem că... VPC, da. Între unghiul VOR, avem că VO e perpendicular pe planul... VO e perpendicular pe ABCD. VO pe ABCD, da. Avem că OR e perpendicular pe VM. OR pe VM. Rezultă că VR e pe... Deci dacă avem că VO e perpendicular pe BC, OR perpendicular pe VM. Chiar asta deci, reciproca a doua a teoremei celor trei perpendiculare. La asta se referă, la perpendicularitatea unei drepte pe un plan. Păi da, și avem o mână perpendiculară pe BC, nu? O mână perpendiculară pe BC. R mână perpendiculară pe BC. V mână perpendiculară pe BC. V mână. R mână, V mână. Așa. R mână perpendiculară pe BC și înseamnă că o R e perpendiculară pe BC, nu? O R perpendicular pe BC și... Păi avem o R perpendicular pe VM, o R perpendicular pe BC, peste o R perpendicular pe VBC. Așa ar veni. Distanța care e o R? Da. Dacă ai clarificat-o cu o R perpendicular chiar pe plan, atunci o R perpendicular pe planul... o R perpendicular pe planul VBC. Altfel spus. Spune așa. Chiar mai celor de pe prezare zice așa. Dacă avem, sigur avem că BC e perpendicular pe OM. Da. BC e perpendicular pe V. Da. M. Deci BC e perpendicular pe planul VO. Bun. VOM. A, și BC e perpendicular pe R, da. Da? Și BC atunci și perpendicular pe parte orice dată din plan. Adică invers, o R e perpendicular pe BC, o R e dusă perpendicular pe VM, deci iată-o pe o R dusă de tine, perpendiculară pe două drepte concurente din planul ZB, deci pe BC și pe VM. Deci o R este distanță. O R este distanță. Trebuie să o calculăm? Da. Și trebuie să o calculăm, deci e problemă, da? Asta e trebuie să o facem. Dar, cum zisem înainte, nu e... Se poate face și așa, nu? Adică, dacă am zis că omul e pe BC, rămâi pe BC, atunci o R e pe BC, nu? Deci o R este pe... BC, în final. Nu sunt un ghiul omul. Da. Ideea tot de aici, dacă BC e perpendicular pe planul OM și pe... VM. Da, și BC e perpendiculară pe plan, deci și fiind inclus în plan, sigur că BC e perpendiculară pe ori. Deci, așa trebuie văzut din chestia asta. Redactăm așa. Da, da. Hai să zicem. Ori, fie ori perpendiculară pe plan. Ducem, sau cum? Fie, o, fie. Da, o ducem, fie, ori, fie.